Am găsit un vot geopolitic între vest și est. Astfel poate fi calificat scrutinul parlamentar anticipat de astăzi din Republica Moldova. De acest scrutin, mai exact de partidele care vor accede astăzi în Parlament, va depinde viitoarea configurație politică a legislativului de la Chișinău, va depinde dacă vom avea o guvernare pro-europeană sau o guvernare pro-est, pro-Federația Rusă. De asemenea, viitorul țării pentru următorii 4 ani este decis astăzi și de prezența la urne. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău, până la această oră și-au exercitat dreptul la vot peste 1.400.000 de alegători, ceea ce înseamnă o rată de participare de puțin peste 43%, dar oamenii mai au timp să voteze până la ora 21, atunci când se vor închide secțiile de votare. O prezență exemplară la urne se atestă astăzi în rândul diasporei europene. La cele 150 de secții de vot deschise în străinătate și-au exercitat deja dreptul constituțional de a alege peste 180.000 de alegători. Rezultatele preliminare ale scrutinului le vom afla la ora 22. Acestea au fost informațiile de la Chișinău. La revedere!